Un război este moarte, durere și frică. Așa văd cei mici un război. Expoziția de desene realizată de copiii polonezi și ucraineni cu genericul Mami nu vreau război a fost vernisată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Lucrările redau ceea ce trăiesc copiii în timpul războiului, dar și cât de puternici sunt. E o expoziție foarte importantă, mai ales că aceste orori ale războiului le vedem prin ochii copilului. Copiii sunt ființele cele mai inocente și sunt victimele acestui război și vocea lor este una a umanității. Ne arată diferența între 80 de ani de la al doilea război mondial și războiul care are loc la câțiva kilometri de țara noastră, cum copiii văd cu aceiași ochi, chiar la o distanță de 80 de ani, văd războiul cu același ochi și cer ajutor de la părinții săi, da? Mame, nu vreau război. Expoziția este organizată de Ambasada Ucrainei și Ambasada Poloniei și este găzduită de Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Distanța între desene copiilor este 80 de ani, mai mult decât 80 de ani. Dar tematica este cam aceeași. Sujetele absolut identice. Diferența este numai în tehnica de desen. Unii copii 80 de ani în urmă au folosit creioane, în prezent flamastere. Nu am wątpliwości, że na wojnach dorosłych najbardziej cierpią dzieci. Nu există niciun dubiu, războaiele aduc suferință copiilor, iar ocrotirea acestora este una dintre prioritățile politicii externe, mai ales a Poloniei. Expoziția Mame nu vreau război, care este reprezentată prin diferite placate, afișe, desene făcute de copii, este amplasată pe gardul muzeului, pe linia străzii 31 august. Oricine poate să fie, dacă este cointeresat, poate să vizioneze această expoziție. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul lunii octombrie.